Se intră într-un Mitsubishi L200 model 2008, o mașină utilitară cu ben în spate, foarte frumoasă, foarte plăcută. În momentul ăsta mă depășește altcineva, e că nu-mi dau seama cine e. Ei, Dane, ce faci, Dane? Ce cu tine aici? Hai să stăm pe un pic. Hai încoace. Dar ce mașină ai, 2010? Hai încoace. Până să găsim un loc să stăm de vorbă, ne-am jucat un pic cu mașinile pe asfalt. Ambele își găsesc locul în trafic, doar că mașina lui Dan, în oglinda retrovizoare, îmi dădea impresia că sunt pe calea ferată și fug de marfarul de pe linia 5. Am găsit un loc numai bun pentru a trage niște concluzii pe scurt, lângă un parc de distracții, pentru că, până la urmă, mașinile pentru noi sunt niște jucării. Arată ca doi frați, dar modelul 2010 a suferit modificări și accesorizări speciale pentru off-road. În trafic, arăta exact ca regele șoselelor. Ambele parcă cer să fie scoase pe teren accidentat și să fie puse la lucru. În România este un model foarte agreat pentru persoanele care au nevoie de o mașină care să-și facă datoria fie pe șantier, fie în agricultură sau pur și simplu pentru distracție off-road și mai rare ori pentru familie. Înainte de toate, am stabilit împreună cu Dan să ne uităm la aceste mașini de la o distanță numai bună pentru a ne face fiecare o idee asupra celor două. Salut, Dane, ce cu tine la emisiunea Speed? Mai mergea, spun sincer, am fost foarte curios să văd ultima voastră emisie cu Mercedes-ul S-Clase. Și mi-a plăcut foarte mult mașina. Mașina sau elicopterele? Nu, mașina. E o mașină deosebită. Dar m-am gândit că e bine să vină cineva să se uite și un pic critic. Tu erai prea îndrăgostit de ea și eu sunt îndrăgostit de ea. Dar noi prezentăm prietenilor noștri mașinile sub toate formele. S-Clase, da, acum văd că ești cu un Mitsubishi L200? Da, păi am zis că să facem o comparație între mamă sau tată și fiu sau frați. Îs frați. Asta e mai mare cu 2 ani decât al tău. Da. Văd că tu o iubești atât de tare încât ai împodobit-o ca un brad de Crăciun. I-ai pus beculețe, mai lipsește o steluță în vârful antenei. Steluța vine după ce câștigă raliul, după cum vezi, e branduită toată, a fost la diferite raliuri. Știi că a obținut 4 stele la Euro NCAP. Normal. Trebuie să o obțină și pe a 5-a. Normal. Ce părere ai despre mașină? Că ai mers și cu asta, o să mergi și cu cealaltă? Păi mergea. Pentru mine, persoana, ca să spun sincer, mașina asta prezintă față de mașina ta niște bunătăți. Și anume, cu totul și cu alte fară. Aici odată. Da. Are scuturi. Aha. Alte grile. Asta n-are. Dar deosebire nu constăm numai în facelifting. Mașina asta are mai mulți cai. Ceva mai mulți, 178 față 136. Dintr-o dată e altă mâncare de pește. Pentru un personaj mai în vârstă ca mine, e și foarte comodă. Nu știu cum e a ta, dar eu am stat bine în mașina asta. A mea e bine... mediu. Mediu? Se poate și mai bine. A, loc de mai bine e și la asta, pentru că după ce o cumperi, dacă vrei să o... La tine e frumos înăuntru, la mine e garsonieră. Bună și garsoniera. Bună și garsoniera, dar nu e foarte echipată și o mașină din 2008 care a fost bine folosită. Păi cum ziceai tu, dacă vrei să transporti 20 de rădiță de prune, hai unde? Sincer să spun, venisem la tine la emisiune ca să mai aduc o notă critică. Se pare că am avut ghinion cu mașina asta. Sunt multe lucruri bune de spus despre ea. Ca de exemplu? Comodă, puternică, economică, o grămadă de gadgeturi, poți să o upgradezi. Văd, cele patru proiectoare mi-au ieșit în, da, în da, evidență dacă în momentul vânător... când erai în spatele meu și îmi făceai semn cu proiectoarele, atunci te-am văzut. Și cine o fi în spatele meu cu un L200 mai nou decât al meu? Am avut noroc. Deci, o mașină pe care m-am mulțumit. Sigur că la acest model poți să pui mult mai multe peste. Depinde de ce ai nevoie. Bena, crezi că o să o folosești la ceva în viața eu asta? Nu folosesc, o folosesc ei, pentru că eu n-aș mai asta mai mașină. Pentru mine nu e mașina asta. Ei la cine te referi? Păi la prietenii noștri care se duc la vânătoare, la transporturi, la pescuit,
care fac cort, care se duc până în Bucești, nu știu unde să stea cu cortul. Adică e o mașină care are putere, mașină care se descurcă foarte bine, un bracaj foarte mic, de 11 metri și ceva, cum ți-am mai zis, puternică, comodă, are și un radio foarte bun. Da? Da. Serios. FM, nu? Hai să-ți arăt mașina mea la interior. Garsoniera. Garsoniera, da. Hai să vedem. Deci ai zis că asta e cât? 2000? 2008. Aha. Eu te... A mea nu are treaptă. Practic este un panou de bord foarte simplu, cu trei butoane oareșcum nichelate, ca să-ți creeze impresia de sportivitate. Okay. Casetofonul, avaria și cam asta e tot. Văd că e tot ce trebuie. Am torpedou care este răcit, poți să-i oprești și răcirea pe timp de iarnă. Diferențialul pentru 4x4, schimbătorul de viteze, un bord foarte simplu care nu-ți distrage atenția de la condus. Ia, pune cheia să văd și eu cum... Nu trebuie să pornești. Mai așa, să văd așa, cum arată atât. Poza de aici. Da, interesant. E interesant, nu? Da. Așa. Dom'le, spartan, dar ai tot ce trebuie, nu? E spartan, într-adevăr. Dom'le, eu cum am stat la picioare? Păi, am stat în fața comod, stau și în spate comod. Adică n-am mutat scaunul nimic. Să știi că partea de sus este foarte echilibrată și foarte comodă. Până nepoțica mai bag aici, dar altcineva nu mai. Aici poți să vorbești și cu câinele. Mi-a plăcut chestia asta cu geamuri, măi. Foarte interesant. Bun, mergem și la mașina aia. Hai să o văd și pe a ta. Hai. Penthouse. Mergea, după cum vezi, frate mai mare, a mai învățat ceva în 2 ani de zile. Este mai finisată, e mai frumoasă, e mai luxoasă. Pentru mine a fost mai comodă. Adică mult mai plăcută, bine antifonată. Are alt finisaj să cunoaște. Sigur, comenzi pe volan. Uh-huh. Spre deschidere. Deci, ai o mașină de lucru, asta e o mașină mai... De oraș și off-road. Adică poți să mergi pe bulevardul, unul din bulevarde, fără să, dar de ce să fii neapărat, penibil. Dar de ce trebuie neapărat atunci când mă duc off-road să stau ca într-o mașină de război? Pot să am și un puțin confort, chiar dacă mă duc pe off-road. Să am muzică, să am comenzi la comode, să conduc bine, să stau bine, să am simțul bun al volanului. Comenzi, toate comenzi automate, nu? În rest, în spate, la fel de bine locul, poate chiar puțin mai mare decât la tine. Nu, este aproape identic, doar dacă... Hai să-l încercăm. Cum e? Da, e la fel. E la fel, doar că tapiseria este aici mai... Am geam la fel ca la tine. Uh-huh. E singurul pick-up care are geam în spate. Da. Dar hai să mergem undeva să ne jucăm cu el. Hai pe plajă mai bine. Hai. Mergem pe plajă? Hai. Când am ajuns pe plajă, ne-am hotărât să vedem ce pot aceste mașini pe teritoriul pentru care au fost create. Dan a văzut un dâmb de pământ pe care s-a decis să-l coboare. Acum de pe cazemată, da. Ai ales porțiunea cea mai lipsită de verdeață, practic poteca aceea. Da. Ce senzație ai avut în momentul când ai văzut fundul? Îngrozitoare. Când am văzut că se blochează roții și se duce, am zis, săniuța mea, ăla e. Și n-ai vrut să te răzgândești să vii înapoi pe cazemată? Aș fi vrut eu, dar nu știu cum să face, că asta n-am făcut niciodată. Marșanier, îi spune. Da, se poate, n-am încercat. Dar oricum, ai făcut față. O mașină plăcută, o mașină bună, nu am avut mare lucru unde să încercăm noi performanțele ei. O jucărie destul de scumpă, cine își permite, vă rog frumos, cine vrea să ducă la vânătoare pe Noroaie, prin apele mării, vă rog frumos. Eu, la vârsta mea biblică și ducându-mă la operă și la pâine, nu o voi cumpăra. Matusalemică! Matusalemică, îți las ție acest drept. Spune, ție ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut la mașina asta? Mie mi-a plăcut faptul că a coborât fără probleme panta.
Zici nu mi-a plăcut. Că erai aici, jos. Eu eram jos și n-aveam niciun fel de emoție. Mie îmi place că este o mașină accesorizată, practic la prețul ei cuprins între 21.000 și 28.000 de euro. Cred că cu încă 12.000 de euro poți să o dotezi cu tot felul de nebunii, cu proiectoare, cu încă o cabină în spate, acolo unde se află Bena. Poți să pui tapiserie de piele pe ea, poți să pui bare cromate, nichelate, poți să pui un scut jos foarte puternic. Da, știi ce am aflat eu de la băieții la Mitsubishi? Întotdeauna, asta e mașina a doua sau a treia. Deci, după ce? După prima mașină pe care o are un om obișnuit, o limuzină cu care merge la servici, merge la... Ar fi și culmea să te duci la servici cu o mașină cu Ben în spate. Bine, depinde ce servici. Dacă mă duc de orășeni. Noi nu, dar dacă mă duc să-mi iau muncitorii urban și să mergem să facem o conductă sau o oliană sau mai știu, pot să iau acolo. Sau dacă ți-ai tu cele 25 de rădițe de prune. Nu? E clar. Bine. Da. Mulțumim frumos, dragi prieteni. În concluzie, o mașină minunată, are de toate, poate avea de toate, aveți bani.